Amalia, bună dimineața! Bună dimineața! Zi bună pentru a face schimbări importante. Berbec, dimineața s-ar putea să întâmpinați probleme financiare, însă nu este cazul să vă demoralizați. Aveți mai mult noroc după amiază. Taur, aveți succes pe plan sentimental și în societate. După amiază primiți vești bune în legătură cu o afacere. Vă sfătuim să țineți cont de intuiție. Gemeni, relațiile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe care le susțineți hotărât. Vă sfătuim să vă întrebați dacă nu cumva cei din jur au dreptate. Rac, dimineața faceți planuri de vacanță împreună cu persoana iubită. Sunteți bine dispus pentru că vă simțiți înconjurat de prieteni adevărați. Leu, astăzi puteți să vă faceți proiecte de viitor și să vă folosiți cunoștințele teoretice. Munca depusă își va arăta rezultatele în scurt timp și veți câștiga bani frumoși. Fecioară, traversați un moment favorabil în care aveți posibilitatea să vă asumați noi responsabilități sau să începeți o altfel de activitate. Balanță, puteți să vă faceți planuri în legătură cu pornirea unei afaceri. Prietenii și partenerul de viață vă susțin și vă ajută cu sfaturi utile. Scorpion, dimineața sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte, iar după amiază aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară a familiei. Bazați-vă pe intuiție. Săgetător, dimineața aveți mult de alergat pentru niște acte. Spre seară vă pregătiți să plecați într-o călătorie în interes familial împreună cu partenerul de viață. Capricorn, puteți să vă faceți planuri în legătură cu o afacere rentabilă care vă va îmbunătăți radical situația financiară. Relațiile cu prietenii și cu rudele sunt foarte bune. Vărsător, intuiția vă ajută să faceți schimbări importante în plan social. Pentru aceasta însă sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte împreună cu un prieten. Pești, dimineața aveți șansa să găsiți un serviciu mai bine plătit sau să fiți promovat. Veți avea responsabilități mai mari, dar și câștigurile vor fi pe măsură. Atât pentru moment, eu vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. Mulțumim, care...